Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Din lucru faptul că deja de nenumărate ori municipiul Bălți este vizitat nu doar în exclusivitate de șeful misiunii diplomatice, componența delegației intră și consultanți, specialiști, responsabili de anumite programe, ceea ce încurajează interesul de a promova colaborări nemijlocite cu administrația publică locală în municipiul Bălți. De până la moment avem nu numai relații nemijlocite cu ambasada, dar și măsuri și acțiuni comune care au fost organizate și trecute în municipiul Bălți, în special niște manifestații culturale. La fel, în municipiul Bălți este comunitatea ungarilor din Republica Moldova, sub președinția domnului Vladimir Ungurean, care se manifestă destul de activ în diferite măsuri care țin nemijlocit de anumite acțiuni speciale, spunem așa, al municipalității, dar se constată și un interes sporit de a implicare și în cadrul altor manifestații. Poziția noastră, în vederea asigurării dezvoltării durabile a municipalității, este una compromisorie pentru toate părțile interesate în implicarea acestui proces, adică pornind de la premisa că municipiul Bălți este un centru al etniilor mai multor țări, a căror, spunem așa, drepturi și libertăți sunt asigurate în egală măsură și concomitent sunt asigurate și susținute de către administrația publică locală, stabilind o continuitate al acestui proces, noi suntem ferm convinși că măsura în care, spunem așa, primele persoane au cărui stat care vin și se convinge acest fapt, își promovează sau își configurează interesul de a stabili și alte relații decât cele în dezvoltarea celor culturali. Pentru kedves balti barátaim, nagyon szépen köszönjük ezt a szíves vendéglátást, amit most mi részesülhetünk. Stimate domnule primar, stimați colegi, prieteni din Bălți, vă mulțumim frumos pentru primirea asta călduroasă de care avem parte. Elnézést kell önöktől kérnünk, mert megszálltuk önöket, önök itt ülnek önök szembe öten, mi meg körülbelül 20 önökkel szembe, úgyhogy egy kicsit felborult az erőegyensúly, ezért elnézést kérünk önöktől. Trebuie să cerem scuză pentru că am venit cu o delegație foarte mare. Dumneavoastră sunteți 5 persoane în fața noastră, partea noi suntem niște ocupați. Eu neapărat aș dori să vin aici special pentru a discuta problemele legate de investiții, de relații economice bilaterale. În cel mai curând aș dori să vin într-o altă ocazie să discutăm aceste probleme. Și mi nekem diplomatáknak ez megtiszteltetés, hogy tudtunk csatlakozni ehhez a ügynökséghez. Și pentru noi diplomați este o onoare că am putut să ne alăturăm acestei delegații de la HNCC. Országos a hátul képviselt másik országok között, tehát ezt mindenképpen mi fent kívánjuk tartani. Deoarece cheia oricărei dezvoltări durabile, fie economice, culturale, sociale, etc., este crearea unei platforme de colaborare, ce nu de soluționarea unor tensiuni sau disensiuni. Mulțumesc mult pentru gostoprimire. Mulțumesc mult pentru gostoprimire. Mulțumesc mult pentru gostoprimire. Mulțumesc mult pentru gostoprimire.
to už je vengerské víno. To už je to. Mějte se na silnici, no, ani to už je to. Спасибо большое. Это тоже наше сегодняшнее. Это символ. 20, да?